Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cine scuți în semnul peștelor. Îmi pare rău că am întârziat, sper să înțelegeți că sunt situații în viața fiecăruia. Și trec pentru această întârziere, trec direct la subiect. Din cărțile de oracole ați primit ambient și opțiuni. Probabil că unii sunteți invitați să vă uitați în jurul vostru și să cântăriți, să vă echilibrați eventual, descoperind că aveți mai multe opțiuni în viața voastră, opțiuni care vă aduc, evident, o balanță emoțională, spirituală, de care aveți nevoie într-o situație, în acest moment. Și una dintre aceste opțiuni este conectarea la natură. Probabil că v-ați deconectat în ultima vreme datorită problemelor. Trebuie să sunteți invitați să mergeți în natură, să vă implicați în protejarea naturii, poate să aveți o atitudine ecologistă și să descoperiți că vă puteți vindeca, puteți învăța foarte mult în preajma naturii, în natură, cu animalele și vă puteți vindeca având o alimentație naturistă, sănătoasă. Și practicând aceste lucruri, descoperiți, de fapt, lumina și dragostea pe care o aveți. Probabil că unii dintre voi aveți de discutat, poate chiar de scris, aveți și spiritual teacher. Unii dintre voi, da, să te invita să studiați și să profesați în domeniul spiritual, aveți marea preoteasă, cu alte cuvinte, să scrieți, să predați și mai ales să discutați eventual cu voi înși vă, dar și cu cei care au trecut prin situații asemănătoare, chestiuni legate de familie, de șabloane familiare, de tot ce înseamnă acest cuvânt pe care l-am discutat, cred că și la Zodia Taurului. Am senzația că aveți de vindecat o problemă de familie și una din direcții ar fi prin natură, da, și prin cristale. În fine, cristale fac parte din natură, evident, dar probabil că trebuie să achiziționați niște cristale sau să vă apropiați mai mult de cristalele voastre, să aveți o relație mai apropiată, da? Pentru că în preajma lor reușiți să vă vindecați inima și nu doar să vă descoperiți, să vă înțelegeți dorințele cele mai profunde ale inimii voastre și mai ales, de fapt, care ar fi această dorință? Vă doriți lumină și dragoste, vă doriți să creșteți spiritual. Ei, și prin aceste practici reușiți să ajungeți mai aproape de scopul vostru în viață. Acestea sunt cărțile voastre, aici sunt ale partenerului vostru, de aici am sărit o carte. Aveți turnul, au turnul. Că sunteți voi, că sunt ei, există o separare, un eveniment neașteptat, dacă nu-i separare, o trezire pentru ei, în contextul în care probabil voi sunteți supărați, că aveți 4 de cupe, voi sunteți semn de apă, da? Probabil că voi sunteți supărați, da? Vă simțiți obosiți, ați depus multe eforturi, probabil într-o relație cu un semn de foc sau într-o situație care v-a necesitat, v-a secătuit de energie. Și vine acest turn, da, poate este trezirea lor, poate este separarea de această persoană, rămâne de văzut. Mai amestec o dată și tăiem cărțile. Partener, soare, lună, venus, ascendent în pești. Ok. Acum, pești. Soare, lună, venus, ascendent în pești. Iulie 2019. Doamne ajută! Ah, ce frumos, ce mă bucur, evident, dragii mei peștișori, că doar suntem din același neam, într-un fel sau altul, cu planetele pe care le-am și eu aici. Mă bucur să văd împărăteasa. Iar turnul, e clar că amândoi vă treziți. La realitate, Doamne ajută! Regina de spade? Haideți să vedem. Regina de cupe? Puai, ce de energie feminină! 2 de bâte și 5 de cupe. O să clarificăm. Aici aveți puterea. Sunteți puternici. Probabil că într-o relație cu cineva care a fost foarte distant, foarte rece, foarte tăios cu voi. Deci o fi fost așa, nu știu, posibil să fie vărsător. Dar eu cred că vă descoperiți puterea într-un fel sau altul, cu alte cuvinte, tot rău spre bine. Aveți puterea eventual să tăiați o situație care nu vă priește și să vă concentrați pe vindecarea voastră și pe echilibrarea voastră
financiară. Probabil că e o chestiune de familie. Unii, că tot am discutat mai devreme de familie, unii vreți să, ia uite, și Scorpionul și Moartea, vreți să vă separați, da, vreți să vă, ați ales deja să manifestați ceva nou, vreți să vă separați de cineva care, ori de familia voastră, ori de o relație foarte convențională. Foarte convențională. Hai să vedem și la ei. Partener, Soare, Lună, Venus, Ascendent, da? Ești partener. Ciao, ei. Cavalerul de cupe. Nouă de cupe. Diavolul. Wow. Regele de spade, l-am văzut mai devreme. Trei de bâte. Și împăratul. Împăratul, da. Stai, voi sunteți împărăteasa, da, ce frumos, cuplu divin. Ceva de genul ăsta, aceleași cărți, împăratul și împărăteasa, l-am descoperit și la Tauri. Probabil că unii dintre voi aveți planete în semnul Taurului sau, da, unii dintre voi aveți planete în semnul Taurului. Aici ce avem, ce au, 5 de bâte, conflicte, conflicte interioare, semn de foc evident, iar împărăteasa față de voi, că doar sunteți aici. Eu simt că aceștia sunteți voi și îmi doresc foarte mult pentru că este una dintre cele mai frumoase energii și peștii merită să se trezească, să câștige acest statut. Acest statut probabil meritat de-a lungul multor suferințe. Probabil că vă treziți dintr-o relație cu un semn de pământ sau nu neapărat semn de pământ, dintr-o relație cu cineva care n-a vrut să se deschidă față de voi. N-a vrut să se deschidă. Probabil că le-ați oferit o prietenie, ați fost alături, dar ei nu au vrut să se deschidă și acum aveți înțelegere față de situația respectivă și vă ridicați deasupra acestui adevăr ca o împărăteasă. Iar ei, pentru că e pe partea lor de cărți, au conflicte. Eventual, ar mai fi și altceva. Ei se trezesc, da? La această realitate în care își dau seama că au fost foarte închiși și au pierdut sau sunt pe cale să piardă această mare ofertă alături de voi. Alături de voi. Și înțeleg că, de fapt, voi sunteți împărăteasa și această trezire le creează niște conflicte interioare. Își doresc o relație de lungă durată. Probabil că și-au dorit de mai mult timp, dar n-au conștientizat. Din acest motiv a venit și turnul. Da? Sper să nu se întrerupă. În sufletul vostru, da? Împărăteasa. Eu zic că aceștia sunteți voi. Femei, bărbați, este energie feminină divină. Este cea mai puternică, alături de preoteasa, Marea Preoteasă, da? Dar, spre deosebire de Marea Preoteasă, împărăteasa lucrează și în 3D cu lucruri practice. Amândouă sunt intuitive, de fapt, sunt cele mai intuitive. Dar împărăteasa se bucură și de abundență fizică. Și chiar de o energie sexuală deosebită, mai specială. Poate unii dintre voi vă gândiți la cineva care are planete în semnul Taurului, al Balanței, poate are Venus în Taur sau, eu știu, planete feminine în Taur. Trecând peste acest aspect, eu zic că sunteți voi. Voi vă simțiți asemeni împărătesei. Începeți să vă descoperiți valoarea. Ați trecut prin foarte multe. Da? Prin regina de cupe, prin regina de spade, prin regina de monede, de foc și acum ați ajuns aici. Ați descoperit că puteți să aveți pasiune maximă, emoții maxime, rațiune maximă și creativitate. Da? Și acum vă ridicați deasupra acestor regine. Probabil că este și trezirea voastră cu acest turn în Mercur, în minte, aveți acest trăsnet
înțelegeți, de fapt, că voi sunteți mai mult decât toate acestea, patru, două în această etalare, da? Și, probabil, din iulie, vă veți manifesta mult mai sobru și mult mai rece, în relație posibil cu acest împărat, cu acest diavol. Încerca să tăiați ceva ce nu vă priește. Tăiați toți cei, legăturile cu toți cei care nu vă apreciază, care nu vă recunosc frumusețea, puterea, reușitele, că ați avut și putere, da? Reușitele, felul în care gândiți, felul în care încercați să-i hrăniți pe toți ceilalți din jurul vostru, că doar sunteți semn de apă. Ați încercat ani de zile să-i hrăniți emoțional, să-i vindecați, să le fiți sprijin și v-ați cam săturat de această mare generozitate. Vreți să vă concentrați eventual pe o abundență specială, pe o creștere specială, spirituală, zic eu. Și aveți de ales. Aveți de ales. Între a rămâne în starea aceasta care ține mai mult de trecut, în starea aceasta de regrete, de doliu, de tristețe și a manifesta ceea ce simțiți. Eu cred că începe să intuiți cu această trezire, de fapt, care este scopul vostru în viață, cu cine vă potriviți, nu cu oricine, și cu regina de spade în poziția lui Marte, în poziția publică, vă exprimați adevărul, descoperit, vă exprimați inspirația, eventual, referitor la voi și la relația pe care o aveți. Acum să încerc să citesc și altfel cărțile. Unele dintre doamnele în semnul peștilor, se pregătesc să devină mame. Într-un mod neașteptat, poate nașterea este mai devreme de termen. Și această regină de spade poate să fie un doctor, o doctoriță, da? Probabil că le este teamă. Au niște impoziția fricilor. Niște temeri cum că nu vor fi bune mame, pentru că în general regina de cupe este o mamă și ea foarte bună, foarte protectoare. Asta probabil este de înțeles pentru orice mămică la început de drum. Oricum, au de unele dintre voi, vă doriți probabil să lăsați să vă setați viitorul, să vedeți viitorul cu alți ochi. Eventual, dacă până acum ați fost cu un copil, să vedeți cum este cu doi. Dacă până acum ați fost fără copii, să vedeți cum este cu copil. Dacă până acum ați fost necăsătorită, să vedeți cum este să fiți căsătorită. E un alt fel de alegere, nu ca la doi de spade, în care vă concentrați cu pasiune către o direcție care vă sporește și vă ajută să explorați alte laturi ale voastre. Ca și final, în această variantă, 5 de cupe ar putea să fie o reminiscență a trecutului, să vă aduceți cu aminte, poate unor cu regret, prin câte ați trecut. Prin câte ați trecut. Dar o să încerc să clarific și ce este acest 5 de cupe. Sunt foarte multe variante. Probabil că unele dintre voi vă separați brusc de cineva care nu vă apreciază, nu vă vede în adevărata voastră frumusețe și putere, că aveți și turnul, aveți și regina de spade.
poate persoana respectivă să aibă niște marcaje importante pe Uranus. Poate că regretați, într-un fel, încă regretați, ruptura este destul de curând produsă, încă regretați că ați oferit prea multe emoții, prea multă înțelegere, prea multă toleranță în această situație și vreți să fiți sobre, să discutați corect ce este de rezolvat. Ce vă doriți? 2 de băte. În cazul în care persoana de care v-ați despărțit nu a văzut valoarea voastră, vă doriți ca această persoană să poată să ia o decizie, să lase în spate o relație și să se concentreze pe voi, pentru că voi aveți steagul, voi sunteți această bâtă care îi duce către victorie, nu cealaltă, da? Probabil că ei trebuie să aleagă între o persoană din trecut și voi. Și din acest motiv aveți și Regina de Spade și Turnul. Ce au ei? Au Cavalerul de Cupe. În suflet. Aici sunt, puteți să fiți voi. În suflet și în minte. 9 de cupe, da? 9 de cupe și cu Cavalerul, de fapt 10. Ei sunt foarte fericiți în preajma voastră. Simt și gândesc numai la voi. Și asta dovedește și diavolul în felul în care se comportă. Este o obsesie. Este o obsesie. Probabil că voi nu știți. Asta pentru că în poziția fricilor iau Regele de Spade. Pe de-o parte le este frică. Dacă s-a produs această separare, că nu vă veți mai împăca, probabil, pentru că le este frică nu cumva să-i tăiați definitiv din această legătură. Pe de altă parte, cred că și ei au fost reci, distanți, cum am spus mai devreme, și nu își mai doresc, le este teamă să revină la acel stadiu, își doresc altceva. Ce își doresc? 3 de bâte, interesant, voi aveți 2 de bâte, iau 3. Își doresc să meargă mai aproape. Știu. Își doresc, de fapt, să vedeți viitorul împreună cu alți ochi. Și 2 de bâte se uită la un glob, da? Și 3 de bâte se uită în zare. Amândoi se uită în viitor. Privesc către ceva. Își fac planuri. Acesta de călătorie, acesta își setează viitorul. Cum să cucerească lumea. Aici deja la 3 de bâte simțim cum oportunitățile vin înspre noi. Își doresc eventual să reveniți în viața lor, în cazul în care voi nu reveniți, pentru că încă sunteți supărați, da? Își doresc să meargă mai departe către voi, pentru că 3 înseamnă comunicare, înseamnă călătorie, da? Dar le este frică de această Regină de Spadă. Sunteți interesanți amândoi. Aveți cuplu și pe aer și pe partea divină feminină și masculină. Împăratul și împărăteasa. Este uimitoră. Probabil sunteți amândoi foarte încăpățânați, foarte puternici. Și de-abia acum trebuie să realizați că împreună puteți să realizați foarte multe, dar probabil că va mai dura până reușiți să puneți în practică. Finalul la ei este împăratul. Posibil să fie cineva în semnul taurului, cum am zis mai devreme, sau al berbecului, că avem și semne de, avem și bâte, da? În continuare, nu vor arăta foarte mult. Sau dacă arată, arată puțin din câte simt pentru voi, arată foarte puțin, cum au făcut și înainte, de fapt, da? Regele de spade arată foarte puțin.
poate au și ei niște chestiuni legale de rezolvat, niște legături toxice de tăiat din trecut. Poate că au și niște adicții, dar în acest moment simt că cea mai mare adicție este față de voi. Și nu doar, și față de ego-ul lor. Aici este o luptă pe care ei trebuie să o cucerească. Pentru că, am zis, finalul vor încerca să-și mențină poziția, tronul. Deși în suflet, sunt copleșiți de emoții pentru voi. Și-ar dori să vină să vă ofere dragostea lor. Se gândesc că voi le umpleți toate paharele, toate pretențiile pe care orice om și le pune poate la un moment dat pe o listă, cum ar fi persoana ideală. Probabil că bifați multe din aceste calități. Îi faceți fericiți. Probabil că sunt îmbătați de fericire unii dintre ei, gândindu-se, e Mercur, da, gândindu-se la voi. Cum acționează, am zis, obsedant, într-un fel sau altul. Sunt conștienți că e o legătură foarte profundă între voi doi. Foarte profundă. Însă, alături de regele de spade și de împărat, diavolul poate să reprezinte și o mare mândrie, un mare ego. Pe de-o parte, nici nu v-ar da drumul. Dar nici nu v-ar arăta toate aceste emoții. Deocamdată, zic eu, pentru că tot au avut 5 de bâte, da? 5 de bâte se luptă cu aceste stări. Interesant, da? Și aici este împărăteasa. Se luptă cu aceste stări. Am zis, poate au niște chestiuni în justiție de rezolvat. Și lucrurile vin mai greu. Iar și aici, regina de spade. Cum sunteți voi așa foarte empatici, s-ar putea să absorbiți ceva din energia lor cu această regină de spade în felul în care acționați. Haideți să clarificăm pe fugă. 5 de cupe. Clarificăm, te rog frumos, 5 de cupe. De ce 5 de cupe? Ca și final. Pentru că e... asul de bâte! Ce frumos! Ce frumos! Da, probabil că spre sfârșitul lui iulie vă gândiți de ce la această separare. Sau la trecut. La câte probleme v-au făcut, la câte probleme, prin câte probleme ați trecut și totuși vine asul de bâte. În final, interesant. Dacă sperați ca ei să vă aleagă, vor alege. Și nu doar, vor încerca să vină mai aproape într-o formă sau alta, mai aproape de voi, da? Doi de bâte cu acesta, trei, da? Interesant. Trei de bâte și cu asul vostru ar fi patru. Probabil că totuși cineva își dorește o relație. Asul de bâte. În cazul, pentru că e posibil, în cazul în care nu se întâmplă împăcarea, pentru că nu poate să se întâmple la fel în viața tuturor peștilor, vă redescoperiți pasiunea în voi. Cu acest turn și împărăteasă, vă redescoperiți încrederea. Dar eu zic că este o nouă fază în relația voastră, poate un pic mai erotică, mai sexuală, pasională, pentru că ei au asul de spade, au asul de monede, iar voi aveți asul de bâte, voi aveți pasiunea, ei au stabilitate, au o anume înțelegere a lucrurilor la nivel mental. Și aici, regina de monede. Soția pentru mine. Soția. Iar
moartea, scorpionul. De două ori apare scorpionul cu optul de cupe. Și magicianul. Da. Iar asul de monede, asul de monede, pe care voi îl vedeați, visați la acest as de monede alături de această persoană, probabil semn de foc, berbec, săgetător sau leu, dar pe care la un moment dat ați încercat să manifestați această pasiune, dar probabil că la un moment dat ați simțit că sunteți manipulați, că doar apare un diavol, da? Care nu arată tot ce simte, e încăpățânat, da, în comportamentul său și ați decis să rupeți legătura, da, să încheiați. Aveți și turnul, este și moartea și să vă detașați emoțional, să mergeți de la 8 către 9 și să vă iaute a treia regină și să vă concentrați pe creativitatea voastră. Probabil pe stabilitatea voastră financiară. Eventual să manifestați imaginea unei soții ideale. Și nu doar soție, ci și mamă. Da? Trei regine și împărăteasa. Măi, peștilor, mă bucur că v-ați trezit. Hai să clarificăm și la ei. Împăratul acesta încăpățânat, oare ce să clarificăm? Ce este diavolul? Ce este diavolul? Te rog frumos, clarificăm diavolul. Am înțeles, împăratul este încăpățânat, se concentrează pe imperiul său, pe afacerile sale. Dar cine este acest diavol? Haideți să vedem. Clarificăm, te rog frumos, diavolul. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul, te rog frumos. Hai, te rog. Clarificăm diavolul. A apărut asul de monede. Când am clarificat diavolul, destul de greu, destul de greu și interesant că la capătul acestui set de cărți, ceau, cavalerul de băte, da? Mobilizare rapidă, în spate regina de băte, probabil ei, pentru că au probabil semn de foc, berbec sau săgetător sau leu, da? Exact a patra regină pe care nu o văzusem, dar cred că îi reprezintă mai mult pe ei, care și-au făcut foarte multe griji. Cum să vă ofere ceva stabil? Cum să vă ofere ceva stabil? Au avut această trezire și ei, interesant, iar asul de spade, trezire, turnul, trezire, au înțeles de ce s-a produs ruptura dintre voi. Și probabil că în această înțelegere vor s-au hotărât să vină mai aproape și acesta vine, dar mai greu, mai aproape de voi cu o ofertă stabilă, dar deocamdată își fac griji, multe nefondate. Dar într-un final vor prinde curaj, pentru că regina de băte are curaj, este încrezătoare în ea și se vor mobiliza să vă ofere acest eventual as de monede. În cazul în care această variantă nu o să fie valabilă pentru toată lumea, diavolul și coasul de monede poate să fie și o obsesie pentru un proiect. La locul de muncă, pentru că este casa 10-a, este Marte, un proiect pe care, de care sunt foarte obsedați, da, în acest moment, cum să facă bani, eventual cum să vă ofere vouă ceva. Cred că vor totuși să vă ofere ceva. Haideți să vedem și alte cărți, pentru că oricum deja am vorbit foarte mult. Pești. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești, iulie 2019. O altă etalare scurtă. 8 de bâte, iar semn de foc. Da? Cineva vrea să vină să comunice de la distanță sau să vină? Cu gânduri frumoase. În trecut, temperanță, săgetător, dar cred că aici sunteți voi cu peștișorii. Ați avut multă răbdare. Gaia, împărăteasa, frumos, dragii mei, înfloriți. Ridicați-vă și soarele, fantastic, dragii mei, fantastic. Mare, mare bucurie. În ultima vreme ați început să vă echilibrați.
energiile, foarte frumoase, foarte frumoase cărțile. Și aici e un soare și aici, fără soare și aici este soarele. Am zis, pentru unii, temperanța înseamnă și răbdare. Pentru unele doamne, devin mămici în curând și acest soare este copilul, da? Că soarele reprezintă și copilul. Pentru altele, în trecut, în ultima vreme, v-ați regăsit echilibru, v-ați temperat. Și nu doar, v-ați transformat cu acești fluturi, v-ați transformat, ați început să vă descoperiți soarele interior, soarele din suflet. Și în prezent începeți să manifestați o abundență pe care nici nu ați sperat-o. Și asta tocmai pentru că v-ați vindecat. Aceste ibricele pot conține medicamente pentru suflet și pentru spirit. Probabil că le-ați descoperit și v-ați tratat cu ele. Eventual și pe cei care vă ascultă și care sunt în preajma voastră. Gaia, împărăteasa, are în mână un porumbel, semnul păcii, poate faceți pace ori cu voi, ori cu un trecut, sau cu oricine, cu acel împărat, cu oricine care nu vă înțelege forța, capacitatea de... imensa capacitate de a iubi și de a dărui. Faceți pace cu ei. Pentru că voi oricum trebuie să vă dezvoltați. Este Jupiter în acest context. Nu știu, un aspect între Jupiter și Venus. Și în viitorul apropiat, îndepărtat, soarele, trezirea. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos? Deja nu-i timp că aș vorbi, cred că o jumătate de oră numai despre acestea trei. Dar este clar că sunteți într-o perioadă extrem de benefică. Începeți o nouă etapă, manifestați ceva. Ia uite, Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, Visătorul, ați visat cândva, a venit Turnul, iar a mai apărut la o zodie, Turnul și Visătorul. Turnul, da, a venit neașteptată o trezire, o ruptură și totuși din acest Visător a ieșit Tigrul din voi și nu doar atât. V-ați descoperit acea putere pe care am văzut-o mai devreme. V-ați conectat la intuiția voastră. Și ați descoperit că puteți să manifestați, da, magicianul, sufletul vostru geamăn. Doi de cupe. Doi de cupe. Trei de spirale. Vă mobilizați. Vă mobilizați. Ia uite, și opt de spirale. Poate să fie semn de aer, poate să fie semn de foc. Ideea este că există o mobilizare de energie la nivel, la toate nivelurile. Din această serie, ce ați primit? Ați primit, vorbiți limbajul dragostei, în cazul în care ar trebui să vă abțineți cu cineva. Dar e interesant că la capătul acestui set de cărți a apărut o carte. Aceasta a apărut și la Taur, dar între timp s-a întrerupt înregistrarea. Uniunea inimilor. Aceasta e cartea flăcărilor gemene. Am zis, ați avut două cupluri puternice, cuplul divin între împărat și împărăteasă, probabil că unii dintre voi începe să manifestați apropierea flăcării voastre gemene. Și dacă în preajma lor n-ați reușit să vă exprimați dragostea, probabil că trebuie să o faceți cu altcineva, numai ca să nu vă blocați chakra inimii. Oricum, practicând-o cu toți cei din jurul vostru, într-un fel sau altul se va rezolva și problema de comunicare dintre voi și veți manifesta această întâlnire minunată în care veți crește iar Gaia. Parcă ar fi copiii mamei Gaia. Simt că această uniune este certificată, protejată de ea și de îngeri, evident. Din seria aceasta, mai sexy, a vrut să sară iar împăratul. Împăratul care e la fel de încăpățânat. A zis împăratul? Trebuia să zic marele preot. De ce-i fi zis împăratul? Probabil că împăratul este și mare preot. Poate nu face doar afaceri, poate se ocupă și de religie. Poate are niște dogme, niște idei preconcepute și totuși asta e doar o aparență, e partea de sus, da? Doar o aparență, pentru că în partea de jos,
a corpului are niște instincte sexuale foarte puternice. Foarte puternice. Unii dintre voi ori vă gândiți la un taur, ori un taur se gândește foarte mult la voi. Haideți să vedem ce se întâmplă între voi și partenerul vostru. Pești, soare, lună, Venus, ascendent, pești, iulie 2019. Ce vă doriți, ce își doresc, ce vă este frică, de ce le este frică lor. Vai, cavalerul? Cavalerul de cupe. Așteptați cavalerul pe un cal alb să vină să vă salveze. Eventual, nu doar să vă salveze, să vă stimuleze. Sunteți deja foarte sensibilizată numai de imaginea lui, numai când îl simțiți că se apropie cu pasiune, dar evident vreți mai mult. Haideți să vedem ce vreți. Iar valetul de cupe, cavalerul de cupe, vreți să comunicați. Vreți să comunicați. Să vedem ce vor ei. Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte reprezintă o persoană care se mobilizează, da? Este un cal. Că este semnul săgetătorului, care știm că este adesea simbolizat de cal, rămâne de văzut. Poate să fie și berbec, poate să fie și leu, dar nu contează semnul. Important este că își dorește să vină mai aproape de voi, să vă fure, să faceți dragoste pe câmp, în natură sau pur și simplu să experimentați lucruri trăznite. Dar frumoase, să fiți tineri, nu contează vârsta. Ce vă doriți voi? Să vă exprimați. Poate grijile că sunt cu altcineva, poate idealurile, cum am spus mai devreme. Ia uite! Ia uite, fantastic! Măi, deci voi, unele dintre voi aveți de-a face cu un taur sau un berbec, da? Împăratul reprezintă semnul taurului sau al berbecului. Interesant. Și iar semn de foc nou, de bâte, care a fost foarte, care v-a blocat mult timp. Iar magicianul, gemeni, fecioară sau berbec, da, pentru unele dintre voi. Această persoană v-a blocat foarte mult timp, s-a abținut și acum probabil își dorește să vină, își dorește să-și exprime pasiunea. Probabil că a ajuns la un punct de saturație în această așteptare. Simte că ia foc, da? Și își dorește, da, să vină, să-și exprime pasiunea, cavalerul de cupe, să vă stimuleze, să-și exprime și emoțiile. Ah, de ce vă este frică? Vai, de ce să vă fie frică de așa ceva? N-aveți niciun motiv. De 10 de monede. Ce este frică lor? De 7 de bâte. De ce vă este frică vouă? Probabil simțiți 10 de monede. Simțiți că ei au o mare poftă sexuală și niște fantezii destul de drăgălașe. Și vă este teamă că nu se vor materializa, pentru că vorbim de materie la monede. Altfel, poate unele dintre voi, sau unii, doriți să vă exprimați aceste fantezii în ideea că poate se vor materializa, nu vor rămâne doar în stadiu de. Vis. De ce le este frică lor de 7 de bâte? Că nu vor reuși să vă cucerească. Nu știu de ce, dar așa simt. 7 de bâte, o energie foarte pasională, dar pe de o parte cineva cucerește și pe de altă parte cineva nu prea se lasă cucerit. Le este teamă să nu vă distragă altceva atenția. Le este teamă că au foarte mult de luptă în această relație. Că
de la 9 de bâte până la 7 nu sunt decât două, da? S-au blocat mult timp și au blocat pasiunea, dorințele, mult timp. Nici împăratul nu se mobilizează în general, da? Din acest motiv este teamă că nu vă vor cuceri sau că nu vă veți lăsa cucerită tocmai pentru că ați așteptat prea mult. Poate unora vă este teamă de un semn de pământ. Vă este teamă, poate, că partenerul, partenera voastră își găsește satisfacția în altă parte, că doar vă gândiți la un posibil cuplu. Dar este doar de domeniul fricilor, pentru că pasiune au și ei pentru voi. Au. Însă faptul că se abțin vă creează această iluzie, da? Luna e o iluzie. Iluzia că sunt cu cineva, că își doresc pe altcineva mai mult, dar este o iluzie. Interesant, aș vrea să mai primiți încă un sfat, dacă tot ați întârziat atât. Să mai tragem de aici, din seria aceasta de cărți. Un sfat pentru peștișorii mei dragi, care au avut răbdare să aștepte. Doi de monede. Doi de monede. Vai, și regina de bâte. De monede, iar. Și regina de foc. Două suflete. Două suflete. Sunteți. Două suflete foarte pasionale. Însă unul dintre voi este mai spiritual, să zic, și celălalt este un pic mai pragmatic, unul este mai atras de partea pământeană, de sexualitate. Poate unul este mai voluptos decât celălalt. Celălalt e un pic mai rațional, dar amândoi sunteți extrem de pasionați și, cum am zis și mai devreme, faceți un cuplu de forță, un cuplu de foc, nu contează semnele. Și ceva a apărut, regina de monede și regina de foc. Probabil că unii aveți de-a face cu un semn de foc foarte pragmatic sau cu un semn de pământ foarte pasional. Dar trecând peste asta, din acest motiv a ieșit și cartea 2 de monede, să vă echilibrați. Eventual, unii trebuie să faceți echilibristică cu creativitatea voastră, cu ceea ce materializați în 3D. Și cum reușiți să faceți, cum reușiți să manifestați ceea ce vă doriți. Și conectându-vă la inimă, la chakra inimii, acolo sunteți în centru, în echilibru, între pasiune, da? Între foc, spirit și pământ, da? Între soare și pământ. Doi de... Interesant, foarte interesant. Doi de monede, da? Doi de monede și doi de foc. Regina de monede și regina de foc. Probabil că și ei trebuie să se echilibreze, nu doar voi. Dar am spus, trebuie echilibrată această forță. Pasiunea, sexualitatea și dorința de stabilitate, dorința de bani și de a fi pământeni. Cam aceasta ar fi etalarea pentru voi, dragii mei peștișori. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper să vă fie bine. Cărțile au arătat numai bine. Vă pup, vă iubesc. Ciao, ciao!